Bine v-am regăsit! Discutăm despre Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, atât din perspectiva profesorului, cât și din perspectiva studenților, cu invitații mei, conferențiar universitar, doctor farmacist Simona Ardelean. Bine ați venit în platoul nostru! Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație! Cu mare plăcere de fiecare dată. Sunt alături de noi și studenții Nora Bichiș, studentă anul 3 la nutriție și dietetică. Bine ai venit, Nora! Bine v-am găsit! Adrian Pop, student anul 4 la farmacie. Bine ai venit, Adrian! Mulțumim, bine v-am găsit! Intrăm direct în tema emisiunii noastre de astăzi împreună cu doamna decan și vă rog să faceți o prezentare scurtă a facultății. Facultatea de Farmacie are două programe de studiu, care, bineînțeles, sunt acreditate internațional. Programul Farmacie, care are o durată de studiu de 5 ani de zile, și programul Nutriție și Dietetică, cu o durată de studiu de 3 ani de zile. Planul de învățământ cuprinde o serie de discipline specializate pe domeniul medicamentului și, bineînțeles, pe nutriție și dietetică. De remarcat este că la Facultatea de Farmacie, curricula cuprinde discipline individualizate UVVG inexistente în alte curricule din România. Bineînțeles, tot planul nostru este de învățământ și curricula este tot timpul armonizată și actualizată cu curricula RACIS, prezentând cele mai noi concepte și perspective și metode. Tot în cadrul Facultății de Farmacie mai avem și programul de rezidențiat cu specializarea de farmacie generală. Care este procesul de înscriere și admitere în cadrul facultății? Admiterea la Facultatea de Farmacie se desfășoară în două sesiuni, sesiunea din iulie și sesiunea din septembrie. Bineînțeles, cea din septembrie are loc în condițiile în care nu sunt ocupate locurile la sesiunea din iulie. Procesul de înscriere la admitere începe din 8 aprilie și ține până în 26 iulie, examenul desfășurându-se în data de 29 iulie. Ca și număr de locuri la Facultatea de Farmacie, specializarea farmacie, avem 50 de locuri pentru cetățenii români și cei din Uniunea Europeană și 25 de locuri pentru cei din statele non-UE. La specializarea de nutriție și dietetică avem 30 de locuri pentru cetățenii români și cei din Uniunea Europeană și 15 locuri pentru cei din țările non-UE. Admiterea se desfășoară sub formă de un examen grilă din materiile, tematica care este publicată pe site-ul Universității și Facultății. Bineînțeles, sesiunea din toamnă, în condițiile în care nu sunt ocupate locurile, se desfășoară după înscrierea dintre 2 septembrie până în data de 23 septembrie și se desfășoară la luna septembrie. Nora și Adrian, de ce ați ales farmacia, nutriție și dietetică în cazul tău, Nora? Am ales nutriția și dietetica, în primul rând pentru o pasiune personală pe care am avut-o în urmă cu foarte mulți ani și pentru că sunt instructor de sport și atunci vreau să leg de partea asta. Și încă din 2018, cam așa, am început să caut, să văd exact ce universitate să aleg, pentru că mi se pare că e o facultate și nu neapărat o specializare în care trebuie să vezi exact cu cine colaborezi, de la cine înveți și ce persoane te îndrumă mai departe în viață, pentru că e important să ai lucru esențial. Și în 2018 am început să cercetez, să văd exact care este programa, care sunt profesorii, care sunt cadrele didactice, care sunt în cadrul facultății. Și după a venit pandemia, am făcut o pauză, am cercetat în continuare și m-am înscris la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Pentru că mi s-a părut cea mai ok din toate punctele de vedere, plus eu sunt din Arad și corespunde exact cu ceea ce căutam. Cred că este un domeniu care se va dezvolta atât pe partea medicală, cât și pe partea sportivă, da, în viitor. Începe să fie un pic de mare căutare și, într-adevăr, foarte multe persoane se documentează doar din surse, nu neapărat din studii. Deci se documentează din surse, articole, neoficiale, exact, site-uri și
cel mai bine să fie cineva care să fie în domeniu, să dea ceva exact, o știință exactă. Așa este. Adrian, de ce farmacie? Îți trebuie vocație? Da, eu așa consider. Acum, părinții mei sunt farmaciști de profesie, așa că am considerat să le calc pe urme și să duc tradiția mai departe. Motivația principală n-a fost neapărat să urmez facultatea, cursurile facultății de farmacie din Arad, n-a fost neapărat că e din Arad, e important că e din Arad, dar m-a impresionat foarte mult axarea curiculei pe niște discipline, pe materii, în afară de cele, bineînțeles, în afară de cele care sunt comune facultăților de farmacie din țară sau străinătate, niște materii așa interdisciplinare, noi, inovative, cum ar fi bromatologia sau imunologia, hematologia, care până acum nu știu dacă vreo facultate de farmacie din limitrofă sau chiar din țară le mai face. Sau chiar semiologie medicală, foarte frumos, foarte frumos. De exemplu, la semiologie medicală, la ATI, la Spitalul Municipal, am făcut practica. Vă dați seama. Unde am fi putut noi, farmaciști, să facem decât aici și suntem bucuroși că ni s-a pus la dispoziție de către universitate și către facultate, secția ATI din Spitalul Municipal. Materiile acestea sunt foarte importante pentru noi, pentru farmaciști, pentru că, dau un exemplu, intră în farmacie un pacient care are o durere și noi nu știm dacă e angină, angină sau infart. Și asta am învățat la semiologie medicală să deosebim. Rapid, da. Voi trebuie angina. Să fiți foarte bine pregătiți. Foarte bine pregătiți și să... vedere deja da, exact, evaluat. Asta este și... Să evaluăm foarte rapid, da. Dacă descoperim că are angină, de exemplu, sau nu are infart, dacă durerea cedează la nitroglicerina sublingual. Toate aceste linii, da, aceste științe, dacă pot să le spun așa, iată deschid, ca și în cazul Norei, direcții care face profesia de farmacist și ea să fie interesantă și cu multe perspective în viitor. Așa este, așa este. Sunt materii interdisciplinare care ne ajută să vedem și peste gardul medicinei, ca să zic așa. E un lucru foarte bun pentru că voi puteți să conectați informațiile între ele și mult mai repede să vă dați seama, pentru că și rapiditatea câteodată contează și e importantă, da. În profesia de farmacist. Doamna decan, dotările facultății. Facultatea de farmacie se găsește localizată în campusul universitar al Universității de Vest Vasile Goldiș, unde toate dotările fac posibile desfășurarea atât activității didactice, cât și a activităților de cercetare științifică. Atât sălile de curs, cât și laboratoarele sunt dotate cu aparaturi de cele mai noi generații, astfel încât viitorii noștri farmaciști și nutriționiști să poată să au oportunitatea și au oportunitatea să își dezvolte abilitățile încă de pe băncile facultății. Bineînțeles, campusul universitar este astfel structurat încât activitatea didactică să fie complăcută cu partea recreativă a studenților. Avem și cantină unde pot să își ia prânzul, avem și cafenea. Așa și nu numai. Biblioteci și foarte multe oportunități care li se oferă. Cred că și ei pot să vă detalieze acest aspect. Un ambient plăcut și e foarte important. Și foișoare în care efectiv putem să stăm noi de foarte multe ori în pauze, da. Coborâm și pe lângă că ne luăm o cafea, mai ne recreăm, mai povestim și pregătim pentru următorul curs. Bineînțeles, scuzați-mă, dotarea, v-am spus, avem laboratoarele care sunt specifice, mai ales din anul 3, când intervin materiile de specialitate, care chiar sunt foarte bine dotate și cu aparaturi cele mai moderne.
Așa este. Dacă îmi permite, doamna decan, avem laboratoare chiar foarte bune, de la anatomie, botanică, chimie terapeutică, chimie anorganică și generală, chimie organică, foarte de toxicologie. Acum nu o să le număr pe toate. Și chiar pe mine mai și tehnologia farmaceutică. Tehnologia, bineînțeles, tehnologia farmaceutică, da. Foarte, foarte bine dotate, cu tot instrumentarul. Putem să facem experimente, identificări. Foarte interesant. Tot ceea ce ține de profesie. Și, și la specializarea de nutriție. Avem laborator, tot așa, în care avem tot felul de mose de plante. Efectiv, și toate sunt în denumirea latină și ne ajută foarte mult să știm fizic cu ce lucrăm, adică nu doar din povești, să simțim și să vedem exact materia primă cu care vom lucra în viitor. Cred că pentru ambii este foarte importantă partea practică. Da. Partea teoretică are rolul ei, dar și partea practică în laborator trebuie să existe, pentru că așa vedeți concret ce se întâmplă. Nora, cum se desfășoară cursurile? O parte de laborator, am înțeles, cele teoretice cum sunt? Avem cursele în laborator care sunt practice, da, exact, practice, și cele teoretice în sală de curs, în care avem retroproiectoare, putem să vedem foarte clar pe perete, se poate vedea clar și PowerPoint-ul, dar se și explică foarte mult ce trebuie să știm. Și cadrele tehnice sunt foarte deschise. Deci observa că putem să punem și întrebări care poate nu este neapărat în cursul respectiv, sau poate avem o curiozitate, sau poate ceva ce ne-am legat, sau am auzit tot așa din povești. S-a terminat cu partea aceea de pandemie, în care erau mixte oarecum, avem online nu mai față în față. Față în față. Dar în pandemia ne-a fost de mare ajutor, am putut să să accesăm cursurile și să dăm examenele, care au fost grilă, bineînțeles. Dar cel mai important, Facultatea de Farmacie din Arad a fost, cred că, singura din zonă, nu spun nume de orașe, care în pandemie noi am făcut, am fost nevoiți să venim la laboratoare. Le-am făcut fizic. Am înțeles că alte universități nu au făcut. Pentru noi a fost un plus. Un an jumate sau cât a durat, din 2020 până în 8 martie 2022, parcă, da, a fost un plus extraordinar să putem să facem laboratoare. Deși la vremea respectivă nu am înțeles de ce trebuie să venim fizic. Da, exact. Da. Nu mai veneam fizic, da. Laboratoarele obligatoriu să le facem și le-am făcut. Dar da, ne-aștea foarte mult să rămânem cu ceva practic și sigur. Să rămânem cu informația. Până la urmă a fost și este un lucru foarte bun. Pentru noi. Da. Cât de dificile sunt examenele? Întrebare pentru ambii, începem cu Adrian. Depinde de la materie la materie și de la profesor la profesor. Cât este profesorul de exigent? Și, iară, depinde de importanța materiei. Începând cu anul 3, intrând pe specializări, sigur că complexitatea materiei și a examenului crește și dificultatea crește, dar fără ca prin asta examenele să fie de neluat, insurmontabile sau se pot lua, sigur că da. Deci este o încurajare pentru cei care stau pe gânduri și se gândesc, Doamne, cât am eu de învățat acolo și... Da, sigur. E mult de învățat, dar e... Da, mai ales anul 4, dar... Dar se poate depăși, da, cu bine. Nora. Da, contează și implicarea noastră ca și studenți, pentru că noi avem toată informația. Avem platforme, avem cursuri, avem biblioteca de la care ne putem interesa dacă vrem pe lângă să mai vrem să aprofundăm. Contează mult implicarea noastră și atunci, da, examenele pot să fie grele sau ușoare, depinde cât de mult te implici și cât de mult dorești să știi. Acum sunt, exact cum spuneai, cadidacticele la care au anumite așteptări, dar și cu acele persoane poți să discuți și să întrebi cam despre ce ne pregătește, să știm, poate să aprofundăm o anumită parte a materiei care e mai importantă, dar... Dar nu am avut situație. Ce mai important, mă scuzați, profesorii sunt orientați spre student. Da. Asta e un lucru fantastic. Da. Vor să știe că am trecut pe acolo prin facultate și am rămas cu informația. Și pun foarte mult accent pe asta. Adică dacă văd că nu este un interes din partea anumitor studenți, tot insistă ca să înveți anumită materie sau să știe, să aibă
să aibă succes mai departe și să reușească. Doamna decan, oportunități după absolvire, am trecut de partea cu examenele, au fost și grele, au fost și ușoare, au fost și cu emoții. Cum este odată ce am absolvit? Oportunitățile de angajare sunt destul de vaste, atât din punct de vedere a farmacistului, cât și a nutriționistului. Acum, faptul că eu sunt farmacist, vreau să ofer prima dată nutriției un pic o întâietate și să spun că pe piața medicală, în profilaxia și în patologia umană, nutriția este tot mai importantă. Astfel încât nevoia de specialiști, nutriționiști și dieticieni care să poată să transmită ce fel de analize trebuie să facă un pacient sau să-l învețe cum să facă un plan nutrițional individualizat pe pacient este foarte important. Ca și nutriționist, poate să lucreze într-un spital, într-o clinică, cum am subliniat aici, în școli, în industria alimentară, în învățământ și în sălile de fitness. Iată ce paletă bogată! Da. Din punct de vedere al farmacistului, și aici oportunitățile sunt destul de mari. De obicei, când spunem farmacist, ne gândim la farmacia comunitară. Dar, pe lângă farmacia comunitară, unde farmacistul este cel mai important în consilierea pacientului în ultima perioadă, dar nu numai atât, avem farmacist care lucrează în spital, farmacist care lucrează în depozit, farmacist care lucrează într-un laborator de control, un farmacist care lucrează într-un laborator de producție, de microproducție a medicamentului, în industrie și în învățământ, bineînțeles. Deci oportunitățile sunt foarte variate pentru ambele specializări. Deci ofertă bogată și pentru farmacie. Da. Vreau să abordăm un alt capitol, cel al proiectelor pe care voi le desfășurați și vom ajunge și la mobilitățile Erasmus. Să începem cu proiectele. În cadrul facultății noastre și în cadrul universității, pentru ca un student să fie eligibil pentru mobilitatea Erasmus, trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Prima condiție este să fie cetățean român sau străin, dar cu rezidență aici în România. Să fie student, bineînțeles, al facultății de farmacie. Să cunoască limba în țării în care va studia. Da? Și să nu fi avut sau să nu fi beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus. Așa. Se mai are nevoie și de situația școlară să fie destul de bună, în sensul ca să fie integralist și să aibă media generală minim 7, ori pe anul precedent, ori pe semestru precedent. Deci. Posibilitățile de Erasmus Plus sunt, adică Universitatea de Vest Vasile Goldiș are parteneriate cu universități atât din Uniunea Europeană, cât și din alte țări și cu Statele Unite, cu care recent am încheiat un parteneriat. Așa că posibilitățile sunt atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Eu cel puțin am participat anul trecut, am fost alături de cadrul didactic la Colegiul Național Vasile Goldiș. La săptămâna AFEL am participat și am discutat cu elevii de clasa 11 și 12 despre nutriție, ce știu despre nutriție, ce știu despre alimentație. Am făcut inclusiv niște bile proteice ca să pot să vadă că există și un dulce sănătos care să nu fie neapărat cumpărat, care se face foarte repede. Am avut foarte multe întrebări din partea băieților care mergeau la sală și aveau informații chiar și erorate și unii chiar știau ce vorbesc. Am rămas un pic impresionată că sunt curioși de aminoacizi și proteine, dar da, cred că a contat faptul mult să mergem acolo să dăm informația corectă și toată informația, pentru că deși erau informațiile corecte, nu erau complete. Da, și venind de la voi, sunt informații credibile, adică voi sunteți cea mai credibilă sursă, pentru că voi studiați în domeniu și, practic, vocea voastră este cea acreditată, să spun așa, să-i sfătuiască. Da, se fac evenimente și la școli și, în principiu, săptămână altfel, când pot să facă și ei altceva decât școala clasică.
Am avut și noi prilejul să filmăm câteva dintre acțiunile voastre și am văzut cât de entuziaști, chiar mi-amintesc cât de entuziaști au fost cu acele biluțe de ciocolată pe care le-ați făcut ca un desert sănătos și cum au fost de dornici, de implicați să le facă acasă și mai departe să transmită părinților informația pe care au primit-o și că ei așa vor să mănânce pentru a fi mai sănătoși. Da, că le-am oferit să facă pe loc, să vadă exact cum, care e rețeta și cât de repede se face. Și atunci, într-adevăr, a fost o muncă de echipă și s-au terminat foarte repede. Două secunde s-a făcut și degustarea. Da, este foarte frumos pentru că, iată, reușiți să insuflați, da? Chiar dacă încă sunteți pe băncile școlii, să spun așa, reușiți să fiți modele. Reușiți să insuflați celor din jur că sunt de vârstă școlară sau mai mari în sălile de fitness, principii de nutriție sănătoasă. Mult contează în ziua de astăzi. Adrian, revine la mobilități. Unde ai vrea personal să mergi? Sau dacă ai surprins. Fost? Nu am fost, n-am accesat vreo bursă Erasmus. Aș fi vrut să merg, dar acum în anul 4 e târziu. Aș fi vrut să merg, de exemplu, în Italia, în Salerno, unde a fost prima școală de medicină din Europa, așa. Aș fi vrut să văd un semestru, măcar cum noi am avut un coleg în anul 4 care a și accesat bursa Erasmus. Și chiar la Salerno și la Salerna și a și studiat un semestru. Ne-am apropiat de finalul emisiunii și iată, timpul a trecut foarte repede alături de voi. Doamna decan, vreau să încheiem cu un mesaj pentru cei care vor să vină spre ambele specializări. Sunt unii care vor să fie viitori farmaciști, spre nutriție și dietetică, despre care spuneam că este un domeniu de viitor. Care ar fi mesajul prin care să-i încurajăm? Că un pic i-am speriat așa, cu cât de stufoasă poate fi materia. Da, un pic i-am speriat, probabil că i-am speriat, dar nu cred că chiar atât de tare. Da, nutriția și dietetica este de viitor. Într-adevăr, necesitatea existenței acestor specialiști în nutriție și dietetică este tot mai mare în toate domeniile medicale, așa că oportunitățile pe care le vor avea după terminarea acestei specializări este destul de mare. Recomandarea mea este într-adevăr să facă această specializare, să acceseze această specializare și să o ducă până la capăt, ca pe urmă să aibă un viitor strălucit în acest domeniu. În ceea ce privește farmacia, pentru că eu sunt farmacist de profesie, este o profesie nobilă, frumoasă, pe care o recomand tuturor cei care iubesc oamenii. Practic, trebuie să ai empatie. Exact. Răbdare? Răbdare și, bineînțeles, să ai atracție față de meticulozitate, față de a explica pacientului, a-l consilia în ceea ce înseamnă medicamentul pe care urmează să și-l administreze. Eu cred că este vorba și despre o cunoaștere continuă, pentru că, vedeți, apar noi și noi medicamente, substanțe și atunci nu te oprești la ce ai învățat în facultate ca și în alte domenii. Pot să spun că farmacistul este profesionalul din ceea ce privește domeniul medicament. Adică este profesionistul cel mai bun. Iar eu sunt convinsă că acești doi studenți pe care noi îi avem în platou și care ne-au făcut emisiunea atât de frumoasă vor fi buni profesioniști în domeniul lor și vă doresc succes! Mulțumim! Succes, doamna decan, în continuare! Mulțumesc! Și să aud vești bune și să veniți cu acțiuni frumoase în continuare! Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, rămâneți în continuare alături de programele televiziunii Arad.